muzica să... Eugen, lasă muzica să... Ia uite. Azi e ziua ei. Astăzi este despre ea. Sandra. Sandra, mă. Aveam poster cu ea. Nevasta lui Michael Crețu, mă. De la Sighi, mă. Era pe scaun, un scaun de bar. Aveam posterul pe ușă. Avea niște picioare impresionante. Incredibil, da. Era, ce să mai... O fustă scurtă neagră și o cămășuță lila. Da. Ai mei sunt născuți în 57. Da. Dumnezeu în 62. Nu cred că a fost o relație... De-aia poți să zici... Ce faci, mami? Pe muzica asta, dragii noștri, trebuie să recunoaștem, noi fiind de o altă vârstă, probabil, decât mulți dintre telespectatori. Tataie. Nici nu știam exact cum să dansăm, dar cu toții ne bucuram, pentru că așa e când ești adolescente, tot bucuri. Te bucuri? De fapt, te bucuri prea mult. Tu cu tine. E și ziua mai lungă când ești adolescent. Da. Mă bucur să te văd, se vede. Cătălin Apișan la program, mare fan, Sandra. Bună dimineața, da, să rugăm. Până acum vreo 8 ani, când a fost la sala Palatului la concert și a venit cu CD-ul, s-a agățat CD-ul și nu mai mi-a trebuit. Epe, da? Urât, rău de tot. E născut în aceea zi cu bărbatul, cu bărbatul. Păi de-aia s-au și luat. A, da? S-au căutat bine. Deci ai fost la Sandra la concert? Am fost la Sandra la când a apărut chestia aia cu gripa aviară sau ce era, porcină, ce era, și eram toți cu dânale la gură. Și a venit fata, s-a urcat, bună seara, bună seara, să mai împlinise între timp. Așa a pus CD-ul și a sărit CD-ul. Îți! E... Când a sărit CD-ul, deci era Dorian Popa la butoane. Îți, era de atunci. Până l-a pus la loc, până astea, i-a sărit hâți de vreo 3-4 ori și la revedere. Și după aia ai scris... După aia am scris un material răutăcios. Îmi cer scuze, doamna Sandra, și pe această cale față despre dumneavoastră. Sandra arată ca epava de la Cotinești, așa. Nu cred că ai făcut asta. E aici. A avut vreo 100.000 de vizualizări și vreo 30.000 de comentarii. Am găsit frigiderul nu că plin, era toată casa. Bă, dar tu nu te reuși la tine cum arăți tu, bă, că începuse să mă rotunze și eu. Și că ai luat de fata asta, nenorocitule, că pe vremea lui Ceaușescu doar ea și modă. M-a făcut varză, m-a călcat pe jos. Dar prin 88, cred că, fără să-i zic șerifului, Amps, care era ofițer și deci probleme mari, am prins o adresă de aici de la fan club. Și am scris în limba română, că na, cu engleza și știam că e și cu maică. Stimată să am un român amărât, vai de mama, dă și mie un breloc. Și a trimis fata, bă, un breloc. Nu cred. Pe cuvântul meu de onoare, alb cu negru, Sandra, așa mic l-am avut. Ai avut breloc de la fan clubul Sandra? Fan clubul Sandra. Și mi-a luat și niște... Păi nu erai, mă, de peșar, nu erai supărat pe viață? De peșar am început în 89. Păi 90. Și când ai scris astea? 88, pe vremea lui Ceau. De două ori. Deci tu ai trimis scrisoarea afară? Da, pe vremea lui Sita am trimis două din astea. Una la PSV Eindhoven. Da. Mi-a trimis cum să trimitea de aia felicitare de la Eindhoven cu Romario și semnat pe spate. Mă, lasă. Da. Și la Sandra Breloc. Și bancul cu brelocul, brelocul tău nu e aici. Uite, mă, ți-am pus pe poza asta. Aici, da. Da? Aici, imediat după perioada arabesc, că i-a cântat în formația arabesc cu gropițe în obrăjor, era la viața dumneavoastră. Era bine de tot. A venit și la Cerbul de Aur, când a venit prima dată la Cerbul de Aur pe 90-91 și a cântat la noi, era frumușică. După aia... Doamnelor, iată această enciclopedie ambulantă. Mihăiță, da, a plecat. Care Mihăiță? Crețu. Nea Mihai Crețu, Michael, acum. A, când a părăsit. Am vorbit... A fugit după ce a surprins-o în compania unor grade. Am înțeles. Au și doi copilași gemeni. Bă, dar știi multe. Da. În curând ne zici și adresa. Am iubit-o până am venit la sala Palatului. De unde? Am stat în al treilea rând, acolo, în al patrulea rând. Și... De unde? Nu. Și vorba mare Stoker ce-i oprișan ăsta. Da? Bram Stoker. Trei fete ne-au și organizat și distrus adolescenta. Era Sandra. Adolescența, mă. Da. Adolescența, scuză-mă. Sabrina, prima aureolă pe care am văzut-o, parțial, vreodată într-un videoclip. Dumnezeu, toată sănătate. Când... Și acum e la fel de nuțe. Când... Ce? Sabrina. E... Maică, e ca vinul. Cu cât mai veche, cu atât mai bună. Să vă explic, pentru că... Ia caută clipul, Michi, te rog. Boys, boys. Da, prima... Și du-te direct pe momentul ăla. Da, du-te când se ridică ea din piscină. Să le explicăm telespectatorilor. Toți ne-au uitat, da? Nu, la aia ne-au uitat, nu m-a interesat melodia.
Voi cei mai tineri, acum aveți clipul Anaconda, care este atât de explicit. Aveți pe Nicki Minaj, care de la început până la sfârșit arată aproape tot. Avem vedetele noastre din România, care, să avem pardon, chiar arată. Noi aveam doar atât. Pe Sabrina, care, așa cum spuneau cei mai credul dintre noi... Uite, tată. Pe Sabrina o surprinde momentul ieșirii din apă, când săraca, ziceau fanii adevărați. Și nuată bine, eu n-am văzut până acum ce prostă nuată eu. Este... Ia uite, broască. Acum e... Atenție! Și... După mișca... Imediat primește asta. Aici am vrut să mă fac Kellner. Primește cocârțul ăsta de nu poți să-l bei de fructe că ți intră în nas. Și... Auzi, lasă-ne pe noi, dă-i full de ecran. Nu, lasă-o să vedem. Ia uite. Doamne, ce proastă piesă, nu contează, dă-i. Și toți așteptam momentul în care, când iese din apă, îi hop! Și cam asta... Pe canalul de super! Ați observat, probabil n-ați observat, că voi tinerii sunteți... Ce n-ați observat? Dă-i înapoi, că acum putem să facem așa. Pe vremea înainte. Noastră nu puteai să dai înapoi, pentru că trebuia să aștepți videoclipul care se la ora 5, că se dădea la 20, dacă erai șmecher, știai că la 5 mai intră o dată. Cam asta era maximul de sexualitate pe care o puteam prinde. Și chiloții ăștia de se poartă din nou, acum îți ajung la sub braț. Bun. Stai că a scris bunicul. Ce a scris Mickey? Că era... El era cu Samantha Fox. Da, și Jenny Făraș. A venit, a cântat la Jenica Făraș. Dar Jenica Făraș era civilizată. Da, dar Samantha, ne cunoaștem, cum ne-am cunoscut. Samantha nu bea decât vodcă cu lămâie. A venit aici la noi la bar la melodii, n-a putut cânta o melodie. Mă, tu le-ai luat pe toate. Am poze cu ea de mână. Numai puțin, că uite, acum intră asta cu umbrela. De nu-ți zi. Ia. Dragii mei, pasionați de YouTube-uri și alte hub-uri. Da. Vă dați seama cât de greu ne era noi, nouă, cât trebuia să ne folosim imaginația. Păi ăsta era Pornhub-ul nostru, ești nebun. Aici când a virat culoarea mare. Asta era maximul de sexualitate pe care o puteai vedea într-un videoclip. Nu făcea nimeni twerk, pentru că twerk-ul nu era inventat. Ia uite, asta mă dispăra. Adică întotdeauna trebuia să ai și umor într-un videoclip. 40 de minute... De secunde, scuze-mă. Doamne, aici, și aia care își scoate pantalonii. Atenție, că în spate e una, planul 2 e foarte interesant aici, atenție. A, părul ăsta permanent. Doamne, ajută și mai Dumnezeu. Am uitat să vă spunem, fetele la piscină se coafau. Adică aveau un permanent. Cum n-am văzut noi, Dănuțe, că nota ca un ciocan, practic, ești. Uite-te și tu. Cui mai păsa răzvane, Doamne, o așteptam, ești la mal. Și dacă se poate, Mickey, pentru a întări cele spuse de mine, da? Dă și Moscova, acum discoteca, 2016-2015, să o vedeți în faza actuală. Nu strica. Ascultați-mă, că nu vreau rău. Lasă-mă. E de trei ori mai. La termină cu nebunia asta. Nuditate non-sexuală. Vă putem spune exact de câte ori și-a ridicat sutienul în videoclip? Pentru cine asta ține era, minte, Dani? Asta 17. Era mișcarea ei. Emisiunea de strajă patriei, vorbea oia noi apărând glia strămoșească cu tare 90, se termina cu această melodie. Ăia spuneau, la granițele țării stăm, pe cuvântul meu. E un interviu cu grănicerii români care prind infractorii care trec în Ungaria și la sfârșit era la de strajă patriei această frumoasă melodie. La viața satului, la nu conta la ce era, să încheia cu asta. Iată, doamnelor și domnilor, v-am dar să vă explicăm cum a evoluat videoclipul, că noi suntem o emisiune eminamente muzicală. Da. Atenție mare de tot. Pe noi, dați aici că e finalul. S-a terminat. Și acum așteptai până pe la 5-6 când mai băgau o dată pe. Și atenție, naturale de la mama lor, adică nu prosteală. Da. Eu eram supărat că n-aveam recorder, aveam numai player. Aveam video doar player și nu puteam să înregistrez. Că cine înregistra putea să aibă material didactic. Doamne, cât de greu ne-a fost și cât de ușor e acum, dar acum nu-ți mai pasă. Da, și mai era ceva, dar nu mai mi-aduc aminte. Fake taxi, bang, bus, back door. Nu să fii un tip couch, cu imaginație să te apuci. Ecrum facials. Da. Bun. Cum zice prietenul nostru Kilian, poate că de tine însuți mâna așa de prea aproape, poate, asta nu-i iubire, dar eu spun că poate. Hai să avem o viață frumoasă, iată, asta înseamnă evoluție, dacă o fi. Acum nu mai există niciun fel de... Numai că ne-a luat și
De bărbatul n-ați dat nimic de Michael Jackson. Da, cine mai ăla chiar a schimbat muzica. Omul a făcut niște... Amalia a sosit la program.